În ședința din 31 martie, consilierii municipali au aprobat programul sărbătoririi zilei patronului spiritual al municipiului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, precum și fondurile necesare acestei sărbători. Manifestările se vor desfășura în perioada 22-24 aprilie, acestea urmând să fie prezente și delegații ale autorităților din orașe înfrățite cu Giurgiu, din Ungaria, Ucraina, Bulgaria și Turcia. Fondurile necesare sunt în valoare totală de 70.300 lei, fiind asigurate din sponsorizări. Printre acțiunile prevăzute în program se numără vernisarea expoziției File din istoria Ateneului Giurgiuvean și un simpozion pe aceeași temă, o expoziție de etnografie, spectacole de divertisment oferite de două firme puternice în colaborare cu Centrul Cultural Ion Vina, concursuri, recitaluri ale Orchestrei de Suflător Valahia, plimbări pe Dunăre cu vaporașul, focuri de artificii.